Dacă unii copii au norocul să meargă la școală cu mașina proprie, la Plopșoru elevii merg pe jos kilometri întregi zilnic pentru a ajunge la cursuri. De dimineață au avut noroc să plece la cursuri cu un microbuz de transport călători fără să plătească, iar la finalul orelor sunt nevoiți să achite cursa, asta în cazul în care își permit. Dacă nu, micuții pleacă pe jos sau cu căruța, așa cum s-a întâmplat și astăzi. Ce faceți? Veniți de la școală? Da. Cu căruța? Da. Păi? Plouă rău și n-avem cu ce să ne ducem. N-aveți microbuz? N-avem. Câți kilometri sunt de acasă până la școală? 3. 3 kilometri, jumate, 4. Da, 3, jumate, 4. Și astăzi, de exemplu, cu ce vă duc să răzi la școală? Cu microbuzul. Cu un om care nu ne ia bani. Dar la două mergem cu un om care ne ia bani. Cu care nimerim, că sunt 3. Și astăzi, cu căruța. Da. Cu ce te duc să răzi dimineața la școală? Pe jos. 3 kilometri, 4, cât ai de mers? Da, 2 kilometri. Merg pe jos. Dacă la noi în școală nu sunt condiții pentru a ne băga un microbuz. N-aveți microbuz? Nu. De exemplu, tu cu ce te dusești dimineața asta? În dimineața asta am mers cu microbuzul, pentru că avem un om care nu ne ia bani dimineața, dar la 12 sau la 1 la ce oră ieșim, nu avem cu ce să mergem acasă. Și astăzi, cu ce vă duceți? Am mers cu căruța. Cel care transporta astăzi copiii de la școală acasă cu căruța face acest lucru frecvent, pentru că este milă de copii să meargă atâta drum pe jos și mai ales prin ploaie. Am avut drum și am venit să iau, pentru că s-au rugat de mine să iau. Și iau de 2-3 ori pe săptămână. Deci cu căruța de la școală. Da, am un frate care îmi pare rău de el prin ploaie. Și veni și lui. Pare rău de ei. Că e mult de mers 3 km jumate, 4 și vin să iau pe toți. Acum a fost puțin, că am mai plecat pe jos. Și vin să iau. Reprezentanții inspectoratului școlar recunosc că la Plopșoru nu există microbuz pentru că nu a fost comasată nicio unitate de învățământ, iar ce se întâmplă aici este pentru inspector doar o întâmplare nefericită. Nu avem microbuz în toate comunele din județ. La nivelul comunei Plopșoru problema este că avem 3 școli gimnaziale, deci distribuția așa geografică este destul de bine realizată. Avem 3 școli generale, respectiv Plopșoru, Ceplea și Piscuri. Regretăm acest lucru, dar repet, la Plopșoru așa este, am discutat și cu doamna director, situația este aceeași de foarte mult timp.